Odată cu venirea primăverii, primăria Bârlat, prin serviciul de gospodărie comunală și sere spații verzi, au început lucrările de înfrumusețare a orașului. Astfel, în domeniul spațiilor verzi, au început lucrările de gazonare a spațiilor verzi pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați. De asemenea, au început lucrările de plantat. Avem pregătit ca material săritor peste 30.000 de fire de panseluțe care vor înfrumuseța zona centrală a orașului, precum și cele două parcuri, grădina publică și parcul Victorion Popa. Avem de asemenea în domeniul spațiilor verzi lucrări de toaletare la arbori, de dezmușuruit la trandafiri, precum și realizarea unor forme la speciile de conifere. Trecând mai departe la lucrările de gospodărie comunală, au început de asemenea lucrările de văruit copaci, vopsit borduri, reparat străzi cu mixturi asfaltice la cald, fiind în derulare lucrările pe traficul greu al orașului, urmând ca în etapele următoare să fie acoperite toate străzile municipiului Bârlad. În domeniul salubrității, de asemenea, avem ca obiectiv diminuarea cantității de praf din municipiul Bârlad și în acest scop au început lucrările de spălat străzi și trotuare, precum și înfrumusețarea unor obiective din parcuri și grădini, cum ar fi statui, chioșcul de vară și alte obiective care în timp au suferit ca urmare a intemperiilor. Dacă vremea va permite, continuând în acest ritm, sperăm ca până la sărbătorile pascale tot orașul să își schimbe întreaga haină și să simțim cu toții venirea primăverii.
Just beginning.